Grădinița numărul 16 din Târgoviște a fost unul dintre obiectivele incluse pe agenda de lucru a ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase. Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a prezentat situația lucrărilor aflate în curs de derulare. Aici vom avea lucrări la pe zona de tâmplărie, pe zona de anvelopare, va fi anvelopată termic clădirea, intervenții la șarpante, intervenții la parcoseli, durata de execuție a lucrurilor undeva 5 luni. Intenția noastră este ca în toamnă să această unitate de învățământ să fie gata. Tot la Târgoviște, ministrul Pavel Năstase a vizitat Universitatea Valahia. Rectorul Călin Oros a prezentat stadiul lucrărilor din campusul universitar și planurile pe termen mediu și lung ale universității. Vizita ministerială în județul Dâmbovița a avut loc ca urmare a invitației adresate de secretarul biroului permanent al Senatului, președinte al Comisiei Parlamentare de Control a SRI, senatorul Adrian Țuțuianu.